Mihai este un tânăr care locuiește în localitatea Bălănoaia. Nu pare nimic anormal la el, poate doar urmele cicatrizate ale unei întâmplări petrecute în urmă cu 13 ani în ziua Sfântului Andrei. Avea 5 ani când benzina aruncată peste focul unui grătar a produs o tragedie pe care părinții lui Mihai o povestesc cu greu. Și avea 5 ani și jumătate, chiar în seara de Sfântul Andrei, de asta ne-am întrebat și noi de ce. E sărbătoare mare și e binefăcător de minuni. A mers la cineva și ieșit afară, făceau grătar băieții și a aruncat cu ceva pe foc, a prins ceva ca benzina și sigur l-a stropit și pe el pe hăinuțe și venind o bulvoare mare de 20-30 de metri de flacără și l-a îmbrăcat focul. Tati l-a stins, l-a luat în brațe, l-a strâns, l-a stins, s-a aprins din nou. Și până am ieșit eu afară, era cam târziu până am văzut eu. Am ajuns la spital la noi, ne-a trimis de urgență la București. Foarte grav a fost, arsuri de grad 1, 2 și 3, nu ne-a dădea nimeni nicio șansă la început. Și Dumnezeu ne-a ajutat și a scăpat. Deși Mihai a scăpat ca prin minune, atunci operațiile nu au putut fi duse până la capăt pentru că era în creștere. Acum este momentul potrivit pentru ca rănile lui să fie estompate. A găsit și unde, la o clinică din Turcia, numai că pentru cele două intervenții medicale de care are nevoie, îi trebuie circa 15.000 de euro, o sumă uriașă pentru familia Stan, în care doar tatăl muncește. Acum trebuie să facă o operație la față, de fapt sunt două, una după alta. Și nu ne permitem această operație, având un salariu foarte mic, soțul, că nu mai lucrează. Suntem 4 persoane în casă și aș vrea să-i fac operația asta. Unde v-ați interesat? Am găsit pe net spitalul acesta din București și am obținut o consultație gratuită și domnul doctor ne-a explicat și ne-a trimis dacă vrem să facem acolo, în Turcia, unde chiar sunt cei mai buni medici la ora actuală. Și operațiile costă în jur de 17.000 de euro amândouă. Și dacă am putea, ar fi foarte bine, dar... Pentru prima dată, în 13 ani de la producerea tragediei, părinții lui Mihai s-au gândit să ceară ajutor. Au depus o cerere la primăria Giurgiu, respinsă pe motiv că tânărul nu este din oraș, deși are buletin pe municipiul Giurgiu, iar o altă cerere așteaptă un răspuns la Consiliul Județean. Speranța lui Mihai se îndreaptă însă și către giurgiuvenii care îi pot întinde o mână de ajutor, așa că s-a deschis un cont pe numele mamei sale unde pot fi donate sume de bani.